Campania magiei de Crăciun, ediția a doua, s-a bucurat de un succes la fel de răsunător ca și prima ediție. 10.000 de cadouri au ajuns la copii din toate colțurile țării. Vreau să le dau asigurări copiilor, celor care încă nu și-au primit darul. Pentru toți cei care au participat la concurs, cadoul va fi livrat în cel mai scurt timp, astfel ca fiecare copil să se bucure de daruri dulci. Vreau să menționez că în ajunul Crăciunului pe stil vechi, colegii mei au ajuns și la mănăstirea Curchi, unde au oferit 300 de cadouri dulci pentru copiii enoreașilor Vicariatului Orhei. La fel, am mers și la Biserica Sfântul Gheorghe din Chișinău, unde am livrat 100 de cadouri pentru, iarăși, care să fie oferite după slujba de Crăciun copiilor din familii numeroase sau cu venituri mici. Mulțumim din tot sufletul Asociației ASICS și întregului colectiv din partea Preasfințitului Siloan, Episcop de Orhei și a întregii opști monahale Curchi pentru marea purtare de grijă care o aveți în fiecare an pentru noi, la fiecare sărbătoare a Bisericii Ortodoxe, cum este nașterea Domnului și învierea Domnului, pentru cadourile frumoase oferite copiilor care pășesc pragul acestei sfinte mănăstiri, pentru bucuria și pentru zâmbetul care îl aduceți pentru acești drăgălași copii. Vă dorim ca Bunul Dumnezeu să vă răsplătească tot ceea ce faceți. Ne bucurăm, în primul rând, că și în anul 2024, împreună cu ASICS, suntem activi pe domeniul social-sportiv. Ne-am dorit chiar această colaborare, pentru că considerăm că pentru ambele organizații e benefic să facem ceva la noi în țară, să ajutăm și diferite centre sociale, diferite organizații. Vreau să menționez că la noi competiția este foarte unită din perspectiva companiile. Tot se integrează și cu această ocazie aș vrea să menționez compania Lactalis Alba pentru suport oferit mănăstirii Curchi și sperăm că și în 2024 vom fi la fel de activ social și să dezvoltăm competiția și parteneriatul cu ASICS. Мы сердечно благодарим благотворителей, которые доставили нам эти подарки. Эти подарки будут в первую очередь для деток воскресной школы, для прихожан, которые придут со своими детьми на праздник Рождества Христова. Эти сладкие подарки – это радость, которую вы доставили нашим маленьким верующим прихожанам. Thank you.